Anton Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, s-a aflat la finele săptămânii trecute în municipiul Călăraș, unde a vizitat trei obiective, și anume Poșta Veche, grădinița cu 8 grupe și bazinul de nod didactic. Aceste investiții au fost realizate prin programe coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Monumentul istoric Poșta Veche a fost restaurat cu fonduri europene prin programul operațional regional 2014-2020 și vizează punerea în valoare a obiectivului în vederea creșterii atractivității turistice în municipiul și în județul Călăraș. În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de consolidare, arhitectură și instalații în valoare de peste 11.500.000 de lei. Florin Rădulescu, șeful Serviciului Municipal pentru promovarea patrimoniului local, a prezentat invitațiilor clădirea și atelierele care vor funcționa aici. Bună ziua și bine ați venit la Poșta Veche. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani cu o ruină care a dat și numele unui restaurant la ruine. Înainte a dat numele altui restaurant, restaurantul Poștei. Așa că haideți să vedem ce s-a întâmplat din ruina respectivă și din poșta de acum 50 de ani. Haideți să începem cu etajul. În urmă cu 2 ani nu puteam ajunge la acest nivel fără să folosim o nacelă, o scară din mai multe componente sau o schelă. Acum avem trepte, avem pardosele, avem ferestre, pereți, este altceva. Suntem încă în faza de finisaje, de curățenie. În scurt timp, vor începe dotările acestor spații. Aici va fi atelierul de hârtie cu preparare de hârtie de casă, cu legătorie de carte, cu o mini-tipografie. O să fie de lucru. Haideți mai departe să vedeți. Aici va fi atelierul de pictură și de gravură. Cred că este cea mai frumoasă cameră din clădire. Absolut cea mai frumoasă. Și lumină, și spațiu, și tot ce trebuie. Aici vor putea lucra sub coordonarea unui artist plastic călărășenii de la mic la mare. Haideți să vedeți ce n-ați văzut. O stradă București, văzută de la înălțime, cu zona veche a orașului, cu un șantier care va reda orașului o clădire, o clădire care nu a fost construită chiar cum trebuie, dar care va fi consolidată și va face un serviciu comunității. V-am spus mai devreme că acum 2 ani nu puteam ajunge la etaj. Acum avem chiar și un lift pentru a ajunge la acest nivel. Pentru că v-am arătat până acum niște spații goale, vă mai arătăm unul și sperăm să veniți atunci când ele vor fi dotate. Aici va fi atelierul de tradiții locale, tradiții culinare locale. Aici cei mai în vârstă sau cei mai calificați își vor împărtăși cunoștințele celor care doresc să învețe să facă un fel de mâncare local pe care îl vom descoperi în urma cercetărilor. Toată lumea a fost mai mult decât circumspectă că această clădire va ajunge să stea în picioare și să fie folosită. Am considerat normal să păstrăm și câțiva martori ai clădirii sau ai structurii care a existat înainte. Și aici avem un exemplu de cărămidă, iar pe
casa scării avem elementele decorative care întâmplător sau nu au fost prelevate de mine în 2001, păstrate la Muzeul Dunării de Jos, iar acum au fost folosite pentru a reîntregi imaginea clădirii. Am fost la etaj, mergem acum la demisol. Vă invit să vedeți inima plămânii, rinichii și ficatul acestei clădiri. Este vorba de ce înseamnă producerea căldurii, a agentului termic, a apei menajere și, bineînțeles, climatizarea pe timp de vară. După știința mea, este prima clădire publică din municipiul Călăraș care beneficiază de pompe schimbătoare de căldură. În jurul clădirii au fost săpate 10 puțuri la 124 de metri adâncime. Vedeți aici capetele. Și este o premieră pentru Călăraș și pentru administrația publică. Pentru că în ultimul timp tehnica fotografiei digitale a intrat în viața noastră prin intermediul des întâlnitelor telefoane, am considerat normal să existe și un atelier foto-video în care călărășenii să înțeleagă ce este cu fotografia, ce este cu filmarea video, să încerce și să reușească să facă manipulări ale fotografiilor și ale formatelor video, în așa fel încât să-și producă propriile videoclipuri sau propriile expoziții fotografice. Am lăsat pentru final câteva informații despre clădire. După spusele domnului profesor Constantin Tudor, clădirea a fost construită în 1883 de Iacovache Bădulescu. Undeva în anul 1913, după cercetările efectuate de domnul Nicolae Țiripan, clădirea a fost închiriată oficiului poștal din Călăraș, oficiul poștal care a funcționat până în 1967. După 1967 a avut diferite folosințe ca internat pentru o anumită categorie de elevi, a fost tribunal, a fost casa căsătoriilor, iar după 90 a fost folosită ca sedii pentru partide, presă locală. We'll be right back.
În guvernul Ludovic Orban a alocat sume consistente în
în această direcție, în a reabilita, restaura clădiri istorice din România. Așa cum știți despre cazul nou din Constanța, așa cum vorbim despre Palatul Universității din București, așa cum vorbim despre Palatul Carol din Craiova și multe altele. Deci nu trebuie să renunțăm la trecutul nostru, trebuie să punem în valoare și în continuare să fim atenți cu ceea ce au făcut înaintașii noștri. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și astăzi avem o zi specială, că suntem aici la dumneavoastră în Călăraș pentru a doua oară și sper să mai veniți. Să mai vin de viță ce calitate. În calitate, în primul și în primul rând, de prieten aș vrea să vin la dumneavoastră, că prietenie mi-e scumpă ca orice. Vă doresc multă sănătate și după dată aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule, pentru faptul că sunteți un antreprenor român corect, care ați reușit să realizați un obiectiv important pentru Călăraș, chiar și pentru România. Și în continuare vă rog să fiți prietenul Companiei Naționale de Investiție, că Compania Națională de Investiție va avea multe proiecte în această direcție. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, domnule ministru, și anume faptul că sunt bucuros, fericit și norocos, că în afară de constructor care, într-adevăr, merită toate felicitările, am și o echipă pe măsură, începând de la partea de proiecte europene, partea de urmărire a lucrării din punct de vedere arhitectural și, bineînțeles, din partea tehnică. Și lipsește, ca să închidem cercul, cei de la juridic, care urmăreau dacă într-adevăr contractul și tot ceea ce depindeau de dânsii din punct de vedere legal și, nu în ultimul rând, cei de cu finanțele. Toți am fost tot unitar, vă spun și v-am mai zis, lucrarea asta este finanțată în totalitate, mai puțin 2%. Din fondurile POR, restul, tot ce vedeți aici, atât ce a fost înainte și ce este rodul unei munci, atât al constructorului, cât și a celor care au urmărit, pas cu pas, tot ce s-a întâmplat. Și o să mai mergem încă la două obiective, pe care tot unul prin CNI, da? Și celălalt prin PNDR, da? Le-am făcut în Călăraș, tot rodul echipei pe care o am la ora actuală în primăria municipiului Călăraș. Dacă aveți întrebări. Ce alt obiectiv vizitați astăzi? Astăzi mai vizităm Bazinul del Nord, grădinița cu o grupe și vom rula cu mașina pe un proiect finanțat pe PNDR, da? Este vorba de Știrbei, Boșețelului și Cuzavut. La nivelul ministerului mai avem și alte proiecte pentru Călăraș? Într-adevăr, la nivelul ministerului lucrărilor publice avem... În prima uniție, scuzați-mă. Mai avem și alte lucrări în Călăraș. Tocmai asta i-am spus domnului primar, că am semnat ordinul prin care am aprobat lista sinteză pentru... Lotul Mircea Vodă, lotul 2 Mircea Vodă, străzi Mircea Vodă și bulevardul 1 Mai cu strada Cugălnicean. Deci Partidul Național Liberal prin programul de investiții Regiunii România și-a propus să finanțeze și să realizeze 20.000 de kilometri de drum local și 7.000 de kilometri de drum județean. În cadrul acestui program de investiții, orașul Călăraș are deja cuprins două proiecte anunțate de domnul primar, oricum de moment a fost semnat din acestea, el va fi public, așa că vor fi și alte obiective finanțate în orașul dumneavoastră. Tot prin acest program de investiții ne propunem să realizăm 40 de campusuri școlare la nivelul României, 40 de campusuri școlare cu o dimensiune între 3.000 de elevi până la 7.000 de elevi. Funcție de dimensiunea orașului municipiu de ședință de județ, vom realiza aceste campusuri. Nu mai putem peste câțiva ani să mergem să pregătim copiii noștri în aceleași edificii realizate acum 20-30 de ani. Trebuie să pregătim și să oferim copiilor alte spații, altă tehnologie, alt viitor și Partidul Național Liberal consideră că prin realizarea celor 40 de campusuri școlare venim întâmpinarea cerințelor copiilor și ne adaptăm la viitor.
Așa că sperăm ca orașul Călăraș să vină cât de curând cu o cerere de Compania Națională de Investiții pentru a finanța un asemenea proiect. Noi ne dorim să realizăm în fiecare oraș reședință de județ, să realizăm un asemenea campus școlar. Domnule ministru, vreau să vă mai spun două informații, și anume faptul că la ora actuală tot în lista sinteză se află și urmează să fie scos la licitație proiectare cu execuție terenul de sport din parcul Dumbrava, da? Un teren de fotbal sintetic cu nocturnă, tribune și vestiare, și un teren de mini-fotbal, cât și cinematograful Victoria, care este în linie dreaptă cu documentele pentru a fi duse la Compania Națională de Investiții în vederea aprobării pe lista sinteză. Domnule primar, dacă dumneavoastră spuneți așa, înseamnă că așa este. Vreau să vă spun că, la nivelul întregului județ Călăraș, Compania Națională de Investiții și Ministerul Lucrărilor Publice derulează 225 de proiecte cu o valoare de peste 1 miliard și 200 de milioane. Deci, acordăm atenție maximă investițiilor, după cum am spus de la preluarea mandatului, Guvernul Liberal Ludovic Orban nu va închide niciun șantier. După cum vedeți, nu am închis niciun șantier, am finanțat toate lucrările, plătim doar lucrările executate conform contractului. Nu am plătit și nu vom plăti în continuare niciun leu pentru contractele neexecutate conform proiectelor tehnice aflate în cadrul contractului. Deci, așa ne-am propus de la început, așa vom continua. Vrem să finanțăm și să plătim doar lucrurile corect executate. Nu vrem să mai plătim doar vorbele, doar desenele sau doar înțelegerile. Au fost plătite suficiente înțelegeri de-a lungul anilor. Vrem să plătim și să finanțăm doar proiectul. Așa ne-am propus, așa am realizat. Și așa vom realiza în continuare. Domnul ministru, vă mulțumim că v-ați făcut timp și ați venit să vedeți ce am realizat aici. Vă urăm mult succes. Ceea ce vreți să faceți este extraordinar pentru un antreprenor român și aceasta este normalitatea. Eu sper să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți să duceți la sfârșit ceea ce v-ați propus, pentru că e un lucru foarte bun pentru antreprenorii români care muncim serios, nu prin participrior, nu prin înțelegere, și contează mult pentru tot ceea ce înseamnă România și până în 2016, când am ajuns în politică, am fost un antreprenor de frunte. Am fost declarat campion în business în zona Moldovei 2 ani consecutiv. Așa că cunosc viața de antreprenor și știu cu ce se confruntă un antreprenor și aveți tot respectul meu și toată stima din partea mea și tot sprijinul posibil și imposibil pe care pot să vi-l acord, vi-l acord în fiecare zi și sunt dispus să lupt alături de voi cu administrația publică. Administrația publică trebuie să schimbe atitudinea față de antreprenori. Când administrația publică devine partener cu antreprenorul, atunci lucrurile merg foarte bine. Noi cu toții vom avea de câștigat dacă administrația publică înțelege în al 12-lea ceas că antreprenorul este un partener. Aici am avut noroc și am întâlnit, să știți, oameni deschiși, oameni care au fost de partea, adică am fost o echipă. Contează mult că aduceți cumva pe făgașul normal, va exista o competiție reală, corectă, iar față de perioada trecută nu vor mai exista acele momente în care anumite firme erau favorizate. Mulțumim mult și orient vă urăm succes. Și voi, mulțumim, domnule. N-aș vrea să termin. Când o să auziți că Ion Ștefan a favorizat o firmă sau alta, să veniți repede să-mi spuneți. Nu există, sub nicio formă, nu există nicio firmă, vreodată,
de-a lungul vieții mele, în cariera mea de politician, să fi intervenit pentru una dintre ele sau să favorizez pe cineva în direcția asta. Competiția este corectă și trebuie să fie stimulată. Cu cât competiția este mai acerbă, cu atât noi cetățeni avem de câștigat. Deci stimulez competiția, vă invit la competiție și cu toții vom avea de câștigat. Lucrurile făcute cu totul și cu totul alt mod, în înțelegeri obscure, în înțelegeri dincolo de un paravan sau altfel, nu duc la nimic. Sunt costuri suplimentare. Toate înțelegerile posibile și imposibile vor genera costuri suplimentare pentru construcții, pentru edificiu. Dacă oprim aceste înțelegeri, vom avea un cost corect, și lucrurile vor fi de calitate și toată lumea va beneficia. Cred că m-am dat 5 sau 6 telefoane dânsului, 7-8 telefoane domnului da, și le-am întâlnit, cred că, de vreo 4-5 ori la mine și birou. De progres. În rest, ne-am întâlnit aici cu muncitorii și cu domnul inginer. Restul n-am mai avut niciun fel de problemă, pentru că colegii mei au știut să țină în mână acest proiect și, ca drept dovadă, se vede. Oamenii au fost foarte bine pregătiți, am avut sprijin, suport, din punct de vedere tehnic și așa am funcționat toți cu echipa.